asta, după aia, așa, Plantation Theory. Găsim oamenii religioși. Mulți oameni participă și sunt religioși. Nu sunt credincioși. Nu sunt transformați. Viața lor nu e transformată, nu sunt născuți din nou. Participă și ei, n-ați văzut că de multe ori și în lumea ortodoxă și în lumea catolică și așa mai departe, cum fac împărtășania aceasta, cum o dau, cum nu interesează, nu e o pregătire, nu întreabă nimeni care a fost viața lor, nu e o mărturisire, nu e o iertare și așa mai departe. E o spovedanie care și asta lasă multe semne de întrebare. Cum să vii tu să dai canoane, să ajuți pe Dumnezeu la mântuire? Mântuirea nu poți obține decât printr-un sigur lucru. Dacă crezi în jertfa Domnului Iisus. Nu ați auzit cât de multe ori să mergi la preot, dacă ai făcut pe el, îți dă canoane, dă-ți ca să ierte păcatul și așa mai departe. Nimeni nu poate să ierte păcatul decât Domnul Iisus și Dumnezeu. Păcatele nu pot fi ierte. Poate să declare, păcatele sunt. Puteau să declare apostolii și ucenicii, păcatele sunt iertate. Nu ne băgăm în subiectul acesta, dar nimeni n-are puterea aceasta decât Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos să ierte păcatele. Uitați ce se întâmplă. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, căci se temeau de noroc. Adică oamenii aceștia se temeau religioși, se temeau de noroc. Nu se temeau de Dumnezeu. Ei, în primul rând, trebuie să se teamă de Dumnezeu. Erau oameni care aveau legea lui Moise, care aveau Vechiul Testament, care aveau învățătură așa ca în codin. Dar trebuiau să se teamă de Dumnezeu să facă lucrul acesta. Nu găsim nicio referire. Numai dorința lor mârșavă de a pune mâinile, a terminat odată cu el, că le-a încurcat socotelele, le-a încurcat toate planurile lor, Domnul Iisus spune, feriți-vă de fățărnicia saduceilor și fariseilor, fățărnicia aceasta a saduceilor și fariseilor. Totul era numai teatru, fățărnicie, totul era numai, să spun așa, făcut pentru ca să atragă privirile oamenilor și când venea pe Domnul Iisus, le încurcă socotele, mai ales atunci când a intrat în templu și a răsturnat masa, le-a făcut negustorii ce erau acolo și așa mai departe, a pus una pe vici, a dat afară. Nu le convenea învățătura Domnului Iisus, nu. Și Domnul Iisus totdeauna a fost gata ca să le acorde șansă. Dar niciunul n-a venit cu intenție curată înaintea Domnului Iisus. A venit totdeauna cu dorința aceasta să-L pună în încurcătură cu toate întrebările lor, cu tot ceea ce au venit și Domnul Iisus le-a spus. Răspundeți-mi voi la întrebarea aceasta și vă răspunde și eu la întrebare. Și au trebuit să plece rușinat dinaintea Domnului Iisus. Nu asta a interesat pe ei. Pe ei interesa și vedeau de viața lor, de business-ul lor și așa mai departe. Și îi mai acordă Domnul Iisus aici, vedem, iată, oamenii acestea, în primul rând, vin și fac un sfat împotriva Domnului Iisus. Asta era dorința lor. Și printre ei, acum, erau și Iuda, la care Domnul Iisus i-a acordat atâtea șanse, l-a cuprins cu atâtea funii de dragoste. Sunt multe funii de dragoste de care putem vorbi în Sfânta Scriptură. Funii de dragoste, cum spune că v-am legat cu funii de dragoste și în Osea 11. Și pe Iuda i-a mai acordat o șansă. Dar Satana, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, am citit în versetul 3, a intrat în Iuda, deși Iscarioteanu, care era din numărul celor 12. Iată, Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cel mai de seamă, cu căpetenile străjerilor templului, cum să dea numele lor. Ei s-au bucurat. S-au
s-au bucurat de lucrul acesta. Au văzut că l-au reușit să-l câștige. Pe Iuda acela care a zis, de ce nu s-a vândut mirul acela de nar și să se dea săraci? Le interesa pe el de săraci? Domnul Iisus a cuprins cu dragoste, l-a luat în anturajul lui, ca ucenic. Pe urmă, Domnul Iisus îi cunoștea inima, știa ce inima lui, ce zace acolo, ce, care e dorința lui. Pe urmă, i-a dat și răspundea de punga de bani, caseria, să zicem așa. A avut încredere, i-a dat încredere. Ca să-l ridice cumva de ei, să nu facă lucrul acesta. Însă, Iuda, vedem că a ieșuat, a falimentat, fiindcă nu s-a crezut în Domnul Iisus din toată inima. Nu și-a predat viața în mâna Domnului Iisus în totalitate. Nu a fost, să spun așa, ca ceilalți ucenici, că și la ei, evident, pe urmă, întrarea Duhului Sfânt care se face atunci după cincizecime, când prinde curaj, că până atunci nici ei n-au înțeles multe lucruri. Le-a spus Domnul Iisus la Cezarea din Filip, acolo, la fost cumpen a apelor, că va merge spre Ierusalim să moară și toți au cum, tu să mergi la moarte, nu se poate, Petru a sărit și așa mai departe. Iuda a acuzat-o pe femeia aceasta care a făcut gestul acesta așa de minunat, că s-a scris despre el, se va scrie despre ea tot ce a făcut despre femeia aceasta, cât vor și cerul și pământul, se va scrie în Evanghelie despre lucrarea aceasta care a făcut-o ea, cu mirul acela de nar, cu lucrarea aceasta, când a făcut-o, când a făcut-o, cu ce a făcut-o, cu ce a avut, dar au făcut lucrarea aceasta extraordinară. Și ea avea să fie, să spun așa, emblema Evangheliei. Auziți ce frumos spune. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Iată ce distinție acordă Domnul Iisus pentru lucrarea aceasta care a făcut-o. N-a fost o cheltuială inutilă, a fost poate scumpă, dar nu inutilă. Ucenicii au văzut lucrarea aceasta, ucenic mai ales Iuda. Și asta a expus pericolului ca să fie ridicularizată, ridicularizată. N-a durut-o lucrul acesta. Nu. Ea a făcut ce a făcut din dragoste pentru Domnul Iisus, pentru Mântuitorul. Iată, atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanu, s-a dus la preoții celai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați? Și le voi da mâinile voastre, iau cântărit 30 de argint. A primit să facă lucrarea aceasta. Acela care a primit din partea Domnului Iisus numai bunătate și apreciere din partea Domnului Iisus. Domnul Iisus s-a apropiat de el cu funile acestea de dragoste de care am amintit. Dar funia aprecierii, funia atenționării, aici cu mirul acesta de nar, Domnul Iisus îi face o atenționare și îi spune încă o dată să-l trezească și el nu se sincronizează cu voia lui Dumnezeu. El face voia celui rău. El cochetează cu... aleargă la cei care erau în slujbă atunci și cochetează cu păcatul și până la urmă avea să regrete, însă a fost prea târziu. Seara a ieșit, s-a așezut la masă cu cei 12 ucenici. O masă de sărbătoare și de tristețe, a putea să spune. Fiindcă Domnul Iisus știa cine e la masă acolo și ce va face. Pe când mâncau ei, el a zis, adevărat vă spun, unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult. Ucenicii au fost șocați de lucrul acesta. Și când Domnul a spus, unul dintre voi, oare nu sunt eu acela? Toți au zis. Oare nu sunt eu, Doamne? Nu sunt cumva, nu cumva sunt eu, Doamne, spune Evanghelistul Matei. Nu? Fiecare să cerce așa, că nu poate, nu sunt eu, Doamne. Și Domnul
Domnul Iisus le răspunde că ceea ce a întins cu mine mâna, a întins, acela mă va vinde. Și îl demască pe Iuda, demască fățărnicia lui Iuda, un om care a fost viclean, un om care a fost vânzător, un om care a fost vulnerabil. Oamenii sunt vulnerabili în ziua de astăzi. Pentru un punct de... Nu pentru un punct de dolar, că am văzut atunci mai venit. O fucentul pentru un punct. Pentru un și avantaj. Pentru o funcție. Pentru ce știu eu ce avantaje materiale. Omul este vulnerabil. Omul se poate cumpăra ușor. Și asta a fost Iuda. Trei de vechi, să țineți minte, viclean, vulnerabil și vânzător, a regretat. Dar a fost prea târziu. Credeți că oamenii nu vor regreta. Nu vedeți că atunci când se apropie șasul să plece din lumea aceasta, au fost oameni mari care au avut moșii uriașe, averi uriașe și ar fi cerut medicului să mai câteva minute, câteva zile, dacă s-ar putea să mai prelungească viața, să pună și ei în rânduială. Dar nu s-a mai putut. Asta nu se poate cumpăra, nu se poate face. A fost insuficient. Și ea a fost spatele. Iată și Iuda s-a jucat. S-a jucat și până la urmă s-a jucat cu destinul său. Domnul Iisus îi spune, nu toți sunteți murdari, nu toți suntem, dar unul dintre voi. Ce spune aici la versetul 13, unde am citit, nu toți. O face o aluzie la 13, la 13 cu 10. Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Sunt Învățător și Domn. Dar de ce a făcut? Acolo era masa, acolo era ușorul, acolo era ligheanul pentru spălat. Atunci când am mers în camera de sus, toți au trecut pe lângă ele, niciunul nu s-a auto, cum să spun, sesizat. Că e nevoie cineva să repere picioare. Și Domnul Iisus a zis, ce-mi spun prostor? Așa ne spune la capitolul. Iisus spală picioarele ucenicilor. Iisus ne-a spus, e voi vă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Și Domnul Iisus, când a lăsăpa o lecție în mintea lor, face lucrarea aceasta. O lecție de smerenie, pentru că dacă trebuie să se zmerească, te a chemat la slujire. Noi suntem chemați la slujire. Mulți nu, dar nu le place slujirea. Sau slujesc în felul lor. Însă Dumnezeu ne-a chemat la slujire adevărată. Și au zis ce spune aici la Ioan. Deci dacă eu, voi mă numiți Învățător și Domn, și bine ziceți că sunt. Era și Învățător și Domn. Dar au zis cum Domnul Iisus inversează prioritățile. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, nu să facem așa, să facem și o păcute, adică să ne smerim. M-am jocat, așa, literalmente. În fine. Dar eu vă spun, deci dacă eu, Domnul, eu vreau să domnească vieții noastre. Și dacă El domnește în vieții noastre, cu siguranță vom face ceea ce e plăcut înaintea Lui. Nu vom face ce ne trece nouă prin cap, nu ne vom face ce vedem de la alții, ce ne învață alții, și vom face ceea ce trebuie să facem ca să fim plăcuți înaintea Lui Dumnezeu. Iată, oamenii aceștia religioși au avut un singur scop, acela ca căutau un prilej nemerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Asta doreau lor. Asta era dorința lor și scopul lor.
Domnul Iisus îi face un avertisment clar și concis. Matei, capitolul 26, cu 25. Un avertisment clar, 26, 25, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Iona Vânzătorul a luat cuvântul și a zis, nu cumva sunt eu învățătorule, de-aia a răspuns Iisus, tu ești. I-a luat un răspuns clar și concis. Dacă s-a adresat direct la Domnul Iisus, Domnul Iisus, Doamne, a cuvânt nimic, a spus, i-a luat un răspuns concis. Dacă Cristul spune aceasta de dragoste, a vrut să îl ridice, a vrut să îl reabiliteze, însă el a insistat și a mers în continuare pe toboganul acesta, tot mai în jos, a coborât tot mai în jos, până avea să facă ceea ce nu ar fi trebuit să facă. Să deschidea Scriptura la Luca 22, așa. Iată, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că el a venit și cu șireturi de Crăciune din la Domnul Iisus, tot în Matei, la capitolul 26, cu 49 găsim. Capitolul 26, cu 49. Am avut deschis acolo și am zis 27, cu 49. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și a zis, plecășune învățătorule și la sărutul. Domnul Iisus a spus, zis și mirată, mai bine ar fi dat el la Iuda 30 de argini, numai să nu sărute. Vă dați seama ce viclenie, ce stare era și Domnul Iisus cum îi se adresează, câte deosebire între felul cum procedează Iuda și cum procedează Mântuitorul. Iisus i-a zis, prietene, ce ai venit să faci? Fă! Atunci, oamenii aceia s-au apropiat de Iisus și l-au primit. Iată, a creat o criză și a făcut ceea ce își propusese să facă, că l-a dat un semn, acela pe care îl vedea el, că îl sănăta, să știți că acela este și așa mai departe. Știm Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Iuda n-a înțeles. Nici în ceasul al 12-lea. Și ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că a ieșit în noapte. Era noapte și în viața lui, era și el, era noapte și fizic afară, că era noapte când a ieșit. Dar iată că mâna Vânzătorului nu este să vină la masa aceasta. Negreșit fiul nu se duce, după cum este în tramvai de omul acela prin care se duce. Și au început să se întrebe unii de alții. Iată, s-au confruntat și până la urmă am văzut că a fost descoperit Vânzătorul și el a iertat Vânzătorul acestui care l-a făcut. S-a întors înapoi și a aruncat în Curtea Mare o creu să înfinții și am vândut sângele din vinovat, dar deja erau în prea târziu. Și a acuzat oamenii. Ascultă, le intră pe ureche, le află pe alta, nu sunt interesat de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă le spui ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, vezi imediat că se frământă și parcă nu le convine ceva, nu sunt pielea lor, să zici așa. Dar dacă discut poderi de astea, la altfel, poți să le spui cât de multe. Și ascultă, cu atenție. Dacă nu încerci să schimbi registrul, vezi că imediat te părăsesc. Asupra acestor lucruri, te vom asculta, pe pagina lor. Deci masa aceasta este masa ascultării. Domnul Iisus s-a primit pe doi și a spus, este un om. Era un om în care avea încredere. Nu era un om cum era lumea.
Ioan și lui Petru, mergeți în cetate. Și este un om. Și duce-o în ucior, că nu duce-o oameni, că merge duce-o ucior. Dar mergeți cu el, după el, în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei. Învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaste în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Unde este odaia pentru oaste? Noi suntem oaspeții lui, suntem prietenii lui, suntem intuiții lui. De la dimineața aceasta stă în chip mist.